Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale i-a înaintat fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, învinuirea pentru 4 capete de acuzare și a depus demers pentru aplicarea măsurii preventive, arestul pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, acesta este acuzat de exces de putere, false în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate, acțiuni comise în privința coproprietarilor unei rețele de benzinării. Potrivit celor de la procuratură, în acest dosar sunt vizate încă alte 3 persoane. Pe scurt, Viorel Morari a încercat să deposedeze de o benzinărie câțiva oameni de afaceri. Printre cei care au instrumentat și gestionat acest dosar figurează și actualul șef interimar al serviciului antidrog din cadrul Poliției de Frontieră, care în 2018 era ofițer de investigație și care încă acum o săptămână a fost pus sub învinuire pentru aceleași 4 capete de acuzare. În dosar mai este vizat un fost procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție, care a anunțat despre îmbolnăvirea sa cu COVID-19 exact în ziua pentru care fusese citat pentru audieri.